Sunt Eugen Chivu, lucrez în cadrul companiei de peste 30 de ani, din care 25 în cadrul Departamentului Execuție Proiect. Actualmente sunt Senior Project Manager în cadrul rafinăriei Petrobrazi și mă ocup direct de proiectul SAGT, proiect care este în fază de execuție și va fi în operare în Q2 2025. Scopul proiectului SAGT, Sulfur Acid Gas Treatment, este de a construi a doua unitate de recuperare a sulfului, al doilea de GRS, cu aceeași capacitate ca și unitatea existentă. Sistemul de bune practici, BAT, recomandă operarea a două instalații în paralel, iar în cazul indisponibilității uneia dintre ele, se poate totuși atinge rata de recuperare a sulfului din gazele acide datorită instalației rămase în funcțiune. Prin implementarea în rafinărie a acestui proiect, va crește disponibilitatea globală a recuperării sulfului și conformarea cu cerințele legale actuale din partea autorităților de mediu. Lucrul în cadrul Departamentului de Execuție Proiecte te învață să urmezi procedurile, abordarea structurată și logică de execuție a unui proiect. Dezvoltarea acestui proiect vine cu multe provocări, însă consider că acesta este lucru care face meseria noastră atât de frumoasă. Asta pe lângă satisfacția imensă că prin munca noastră putem asigura un mediu mai curat și un viitor mai strălucitor pentru noi și pentru generațiile viitoare. Felicitări Petrobras pentru primii 90 de ani de succes. La mulți ani!